Un grav accident rutier s-a produs în această dimineață între Dumbrăveni și Vereș din județul Suceava. O mașină în care se aflau cinci tineri cu vârste cuprinse între 17 și 19 ani s-a izbit violent de un cap de pod. În urma impactului, o persoană a rămas încarcerată. Toate cele cinci persoane implicate în accidentul rutier au necesitat îngrijiri medicale, motiv pentru care au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență Suceava. Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și urmează să stabilească cum s-a produs accidentul.